Nu a fost atât de rece pentru noi, am încercat să facem tot ce e posibil față de el, care ieri am prins o repriză de excepție. Azi ne-am ținut cât am putut de echipă, să vede că jucăm cu o echipă cu experiență. Noi nu avem experiența echipei din Craiova, dar oricum eu felicit pentru munca care au făcut-o azi fetele, eu le felicit pentru munca. Avem o zi de pauză și pe urmă avem un joc al nostru care trebuie să facem tot ce e posibil să-l câștigăm. Eu am felicit echipa pe partea asta, fiindcă au putut să țină 60 de minute. Eu oricum le felicit pentru jocul de astăzi, cu toate că pe Craiova nu mai prindem niciodată așa descoperite cum a fost astăzi. Dar totuși au o jucătoare cu experiență, mai ales Zanfir și Țicu, două jucătoare de echipă națională care au făcut diferența. Păi mai multe minusuri, n-am mai avut puterea de ieri, după că ieri a fost un consum destul de mare, mai ales psihic și nervos, fizic mai puțin, și astăzi a fost fizic. Am încercat să ținem pasul după Craiova, au fost mult mai bune ca noi astăzi și felicit echipa din Craiova pentru victoria de astăzi. A fost un meci greu, s-a văzut asta și în teren, dar ne-a lipsit acel ceva pentru a obține un rezultat bun. Am făcut multe lucruri bune, ne bucurăm pentru asta și pas cu pas ne îndeplinim obiectivele și muncim mai mult. Eu aveam încredere în fete și în staff că putem, dar asta a fost să fie, dar mai departe sper să obținem rezultatele dorite. Pentru că pentru asta muncim, la antrenamente muncim ca să punem în practică totul în meci. A fost un meci destul de greu. Ne așteptam să fie greu, fiind o echipă nou promovată, își doresc să arate cât mai multe. Este o echipă ambițioasă, dar noi ne bucurăm că am luat punctele și ne pregătim pentru meciul următor. A fost un meci echilibrat, cred că oboseala încet, încet își pune cuvântul. Ne bucurăm însă că am avut momente în care ne-am revenit, au fost într-adevăr și momente de relaxare, dar a fost un meci ok. La fel de nemulțumit, sincer. Avem toate motivele, din păcate, exceptând postul de portar, unde cred că am avut un randament undeva la 40%, așa, și jucătoarele pe care ne bazăm de ani de zile, Șelaru, Țicu, Zanfir, este foarte, foarte greu. Foarte greu. Am ales, mă rog, acest proiect, am ales să investim în niște jucătoare tinere, am ales să investim în jucătoare românce, toată lumea însă trebuie să pună osul la muncă, trebuie să performeze, așa, deoarece că avem un blazon care trebuie respectat. Consider că cel puțin în aceste două prime meciuri nu am făcut acest lucru. Foarte, foarte multe greșeli, jucătoare cu experiență în Liga Națională, precum Andrei, precum Nica. Zero performanță, nu zero, sunt pe minus, din păcate. Așa, jucătoarele tinere, cărora am dorit și în continuare doresc să le acord șanse, mai au mult de muncă, foarte mult de muncă, și trebuie să se mobilizeze, să încerce să își aducă aportul mult mai consistent la jocul echipei, așa, pentru a putea performa la total. E foarte greu într-o zi de pauză. Avem mult de muncă, la total, la total. Avem foarte mult de muncă din toate punctele de vedere. Meciurile au fost extrem de puține. Este doar a treia etapă, al treilea meci oficial pentru noi. Exceptând 5-6 faze defensive împreună cu tranziția, în prima repriză, nu prea avem cu ce ne lăuda. Colectiv și ca echipă. Este foarte greu să emiți pretenții. Așa, bine, văd că este o notă generală. Marea majoritate echipelor nu dezvoltă un joc wow, exceptând CSM-ul din București, în acest moment. Așa, e un lucru care ne face să sperăm în continuare la puncte în următoarele două meciuri. Însă să nu uităm că următorul meci este în compania echipei din Buzău. Cred că e una din echipele care a investit cel mai mult în ultimii 2 ani de zile, nu ne comparăm cu ei, însă în mod sigur, ca și ei, ne vom dori cele trei puncte. Sper într-un meci frumos,
disputat aici, pe teren, pe parchet, așa, în care să iasă cel mai bun învingător.